Aprobăm o majorare salarială de 10% în două tranșe, în iunie și septembrie, pentru angajații din cultură, de la Registrul Comerțului, agențiile de mediu și funcționarii din primăriile sub 20.000 de locuitori. Sunt zone rămase în urmă cu salarizarea față de restul bugetarilor și este corect să luăm o decizie în raport cu cât permit finanțele țării în acest an. Cred că atât la guvern, cât și la Parlament și în alte zone administrației, atât centrale și locale, putem găsi soluții pentru structuri de personal mai suple. Din economiile făcute, pot fi mărite apoi salariile celor care merită. Și ministerele restante trebuie să finalizeze reorganizarea până pe 30 iunie ca să reducem numărul bugetarilor, cum s-a întâmplat în fiecare lună din acest an.